Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. În acest videoclip vom face o etalare generală, o etalare colectivă și atemporală, să vedem ce este important pentru tine să știi și ce vine către tine în următoarea perioadă. Poate o săptămână, poate un pic mai mult. Ce este important pentru tine să știi în acest moment? Avem judecata. Ce este important pentru tine să știi? Important pentru tine să știi ce vine către tine, cine vine către tine. Ok. Tu dai la spate tot ce este aici. Cumva nu te mai interesează această poveste. Este vorba și de un grup de prieteni. Un grup de prieteni care nu ți-au fost loiali deloc, care ți-au înșelat așteptările, te-au dezamăgit sau mai mult chiar te-au lăsat când ți era lumea mai dragă. Lași în urmă gândul de a-ți face dreptate sau de a obține o concluzie, o încheiere. Legată de această perioadă și de acest, pare să fie un grup de prieteni, poate să fie, pot să fie și câteva rude apropiate cu care poate ai dorit să lucrezi la un proiect sau ați lucrat împreună la un proiect, le-ai cerut ajutorul sau pur și simplu v-ați pus de acord și ați făcut planuri împreună pentru ceva, ceva legat de o investiție financiară, un proiect pe parte financiară, ceva care ar fi fost în beneficiul vostru al tuturor să cu toții ați fi avut de câștigat în plan financiar și inclusiv ție ți-ar fi adus o importantă stabilitate financiară sau un câștig de bani destul de consistent
Însă, datorită faptului că acești prieteni sau acest grup, această comunitate, aceste rude în care ți-ai pus baza, în funcție de fiecare, pentru fiecare va fi diferit, îl face să se potrivească, voi simțiți cui se potrivesc rolurile, dacă se potrivesc. Dar deci asta toate s-ar fi întâmplat, acest proiect avea șanse de câștig sau avea șanse nu de câștig, de reușită, s-ar fi întâmplat dacă acest grup de prieteni, de cunoștințe, de rude în care ți-ai pus baza, nu ți-ar fi înșelat așteptările. Nu te-ar fi lăsat efectiv când ți-e lumea mai dragă să-ți fi întors spatele. Da. Și simt că te-au chiar te-au nu te-au înșelat doar așteptările, te-au și înșelat. Ți-au spus lucruri care nu erau adevărate, cum ar veni, ei ți le-au pictat ca și când așa va fi. Au pictat o imagine mult mai pozitivă decât realitatea legată de acest proiect. Acum mai vin informații pentru anumite persoane de aici. Acești prieteni sau aceste rude au venit la tine și ți-au propus să colaborați pentru acest proiect, această investiție, și tu ai fost de acord pentru că ai avut încredere în prietenii tăi și în această investiție, în modul cum ți-au descris-o, ce rezultate ar putea să aibă. Și același mesaj apare că ar fi putut să aibă, însă datorită trădării prietenilor sau grupului respectiv, totul aud s-a dus de râpă. Dar tu dai la o parte, vezi, ești cu spatele la tot șirul acesta și divinitatea îți face dreptate. Îngerașii, au adus, vezi, steagul de pace pentru tine. Și urmează o perioadă de liniște în care se deschid porți pentru tine. Divinitatea deschide noi oportunități, noi porți pentru tine. Și haide să vedem ce se deschide pentru tine acum, după această perioadă în care ai fost profund dezamăgit sau dezamăgită. Ce vine către tine? Ce porți îți deschide divinitatea? Ce ți aduce bun? Doamne, Doamne, îngerașii, ce se întâmplă bun în viața ta? Nu le luăm pe acestea, pe toate. Aceasta simt să o las. Ne mai puteți da niște informații? Da. Ceva bun nu aveți pentru persoana care... Ba da. Ok. Da. Să-l las acolo unde a căzut. Ok. Cu cine aici? Cu cine?
Pe aceasta nu simt să o iau. Da, nu mai colaborezi. Și aici, iarăși, colaborare pentru un proiect, pentru o afacere, pentru o investiție și este întoarsă. E energia generală. Nu, tu chiar nu mai vrei să auzi de acest grup. Iarăși, grupul acesta, care pentru tine deja a devenit toxic. Poate erau persoane cu care te simțeai bine, poate mergeați chiar la petreceri împreună, poate vă adunați de anumite sărbători, îți făcea plăcere să petreci timpul cu aceste persoane, însă nu-ți mai face plăcere, ai dat la o parte acest grup, tu un timp. Ți-ai luat un timp să te izolezi și să cauți în interiorul tău, să activezi, să accesezi înțelepciunea ta profundă sau înțelepciunea divină sau legătura ta cu divinitatea. Poate ai cerut ajutor divinității pe parte financiară, pe parte sufletească, pentru că ai trecut printr-o trădare, se pare, e literalmente o trădare din partea acestui grup, acestei comunități, acestor câteva persoane în care chiar ți-ai pus încrederea, care chiar nu ți-ai imaginat, nici nu ți-ai imaginat că ai avea motive să nu ai încredere. Deci, ți-ai pus toată încrederea în persoanele acestea și deci a fost o mare trădare să observi că aceste persoane nu doar că te-au lăsat la greu, dar chiar au făcut ceva, simt, destul de îndoielnic, astfel încât acel proiect să cadă la pământ așa, să se ruineze, să nu iasă absolut nimic de acolo. Când de fapt avea foarte multe șanse de reușită și foarte mari șanse de reușită, o reușită foarte bună în acel proiect pentru toată lumea, nu era vorba doar pentru câștigul tău. Și ai trecut prin această destul de serioasă trădare și ai petrecut ceva timp așa, te-ai izolat de toată lumea și de tot acest grup și te-ai căutat pe tine, ai căutat răspunsuri și divinitatea, îngerașii, ghizii tăi, Dumnezeu ți-a răspuns. A urmat un turn, o despărțire, o rupere, o încheiere a ceva pentru tine. Ai lăsat în urmă, ai decis să lași în urmă lucrurile materiale și diversele tentații din trecut, mai ales este vorba aici și de o relație apropiată, poate chiar romantică, o relație cu cineva care se purta, indiferent ce vârstă are, bărbat sau femeie, se purta foarte imatur, foarte irresponsabil, se aprindea ușor, se enerva ușor și spunea vorbe grele la supărare. Și da, era o persoană pasională, dar mai mult îndreptată spre partea aceasta de tentații, să le zicem mai puțin ortodoxe, da? Nu o persoană pe care te poți baza. Nu o persoană pe care te poți baza. Și în urma acestor introspecții ale tale, acestei perioade în care
ai căutat răspunsuri, ți-ai dat seama că este cazul să lași în urmă și această persoană și s-a produs această separare, această despărțire, inclusiv de această persoană, și inclusiv și de, atât de grupul respectiv, cât și de această persoană care poate să fi făcut parte din acel grup sau poate să nu fi făcut parte, să fi fost pur și simplu o relație a ta romantică, dar oricum era pe aceeași vibrație cu acel grup, cu persoanele din acel grup, așadar tot ce înseamnă acea tentație, acele vibrații joase le-ai lăsat în urmă. Și ce vine către tine, că asta am întrebat, vine către tine ceva, aud o victorie, un succes în dragoste, ok? Un succes în plan emoțional, o nouă persoană cu care poate începe o relație și o luați așa ușor, pas cu pas, nu vă grăbiți. Simt în această relație, dar este o persoană cu care chiar te simți, chiar simți că rezonezi, simți că ești pe aceeași vibrație, că e pe aceeași vibrație cu tine. Iată grupul lăsat în spate și pe tine nu te mai interesează, tu ești cu noua ta persoană și în noua ta persoană, această persoană este cineva foarte. Are o fire sensibilă și veselă, așa, glumeață, te face să te simți bine. O cu totul altă vibrație față de aceste vibrații joase și. Mesajul de încheiere este că tot acest bine în plan și împlinirea aceasta în plan emoțional, care va duce și la o împlinire pe alte planuri, pentru că atâta vreme cât pe plan emoțional stăm bine, se activează în noi acea creativitate, acea natura noastră, abilității pe care le avem cu toții, abilitatea de a crea lucruri noi și de a atrage pozitivul. Pentru că ești într-o vibrație înaltă pozitivă, atragi pozitivul și ești creativ sau creativă în sens pozitiv. Și ultima carte este Hierofantul, este o carte care, vedeți, prima carte sunt îngerașii, e divinitatea. Și Hierofantul, în unele interpretări, reprezintă tot divinitatea, autoritatea supremă, care este, de fapt, autoritatea, forța aceasta creatoare care ne dă naștere tuturor și întregii lumi, întregului univers. Așadar, această citire foarte interesant s-a deschis cu divinitatea și se încheie cu un alt simbol, cu un simbol al divinității și se încheie tot cu un simbol al autorității supreme, al divinității. Așadar, această renaștere a ta și această victorie, să-i zicem, sau împlinire sufletească, emoțională, este sprijinită și cumva creată de Dumnezeu, de divinitate pentru tine în viața ta. E materializată. Și
văd aici multe cărți și mi se transmite cunoaștere, datorită cunoașterii. Ai intrat în această stare, vedeți și aici sunt multe cărți, e într-o bibliotecă acest personaj. Ai stat în această perioadă în care ai petrecut mult studiind legile Universului, studiind poate chiar legea atracției, studiind poate chiar legătura ta cu divinitatea, studiindu-te pe tine și legile care guvernează natura ta umană, ai înțeles atât de multe lucruri încât ai obținut atât de multă cunoaștere care te-a adus pur și simplu cu atât mai aproape, ți-a înălțat vibrația, te-a făcut să fii pe o vibrație potrivită pentru a atinge această împlinire sufletească și te-a adus mai aproape de divinitate, iar divinitatea ți-a adus această împlinire, ți-o aduce în perioada următoare, îți aduce această împlinire în plan sufletesc, în plan emoțional, în viața ta. De ce? Pentru că meriți. Și am văzut 33 pe timerul meu în acest moment. Mă bucur din suflet, dragii mei și dragele mele, pentru aceste mesaje. Dacă v-au plăcut, dacă ați simțit că rezonați, apăsați butonul de like și dacă nu te-ai abonat încă, abonează-te. Și lăsați-mi în comentarii modurile minunate, cum ați simțit că ați rezonat, cum simțiți că vă ajută aceste mesaje. Și vă doresc tuturor, din tot sufletul, numai bine. Și mulțumesc, mulțumesc că mă urmăriți.